Electric Castle, Untold, Jazz in the Park. Acestea sunt doar câteva dintre cele mai așteptate festivaluri din acest an în România. Cum și dacă se vor organiza, rămâne de văzut. Și asta pentru că autoritățile nu au anunțat nimic în acest sens. Organizatorii sunt însă optimiști. Unii dintre ei chiar au prezentat deja primii invitați. Așa arătau până anul trecut verile în Cluj, mulțimi de oameni, aglomerație, iar singurul lucru care îi preocupa pe aceștia era distracția. După un an de pandemie, oamenii își doresc acum doar să participe la aceste festivaluri, indiferent de etapele prin care trebuie să treacă pentru a ajunge acolo. Organizatorii au început deja să facă demersuri în acest sens, iar variantele sunt multe. Certificate de vaccinare, teste de anticorpi sau testele rapide sunt soluțiile care au funcționat în alte țări și pot fi aplicate și în România. Ne dorim ca lucrurile să prindă perspectivă și să ne putem relua activitatea după un an. Este clar că în vara aceasta va exista un Electric Castle. Forma pe care o va avea însă depinde foarte mult de ce decizii vor lua autoritățile. Avem deja artiști anunțați pentru această vară. Suntem în continuare în discuții cu alții. Managerii festivalurilor speră ca autoritățile să fie deschise la soluții, pentru că acestea există. Deocamdată nu se spun prea multe și aici depinde la ce autorități ne referim. De exemplu, la autoritățile locale, cum ar fi Primăria din Cluj, ei încă de anul trecut și-au arătat o susținere față de sectorul cultural. Însă nu ei sunt decidenții finali. Festivalurile trebuie să revină la cum era odată, iar numărul participanților trebuie să rămână același, spun organizatorii. Noi sperăm să fie cât mai apropiate de experiența pe care oamenii o cunosc. Ne dorim să avem două evenimente și la Constanța și la Cluj, două evenimente foarte, foarte bune, cu foarte mulți oameni. De cele mai mari festivaluri ne mai despart doar câteva luni în care autoritățile trebuie să decidă dacă și cum se vor desfășura acestea.